Prin discuțiile și prezentările susținute de către invitații noștri din această seară, cu o vastă experiență în public speaking, psihologie, dar și resurse umane, veți primi informații valoroase și recomandări concrete, gata de pus în practică. O să vă vorbesc astăzi despre cum vă puteți face un discurs, un discurs pe care să-l puteți prezenta fără ca emoțiile să vă mai acapareze atât de mult. Eu sunt dincolo de frică, dar acum, da, curge prin mine această emoție pe care, în limbaj uman, o numim frică.